fungibile. Slavă Domnului că SRI-ul nu mai efectuează astăzi acte de preluare, de modele, dar și de cercetare. Apropo de abuzuri de acest fel, am găsit în dosarul Ienoiu o informație cum că la un moment dat și Colegiul Central de Partid opera arestări, ceea ce arată că distinția noastră între partid, organizații de masă și aparat represiv nu funcționa foarte strict în perioada regimului comunist. Prezentarea colegului este utilă pentru a avea, să spunem, o perspectivă durată lungă asupra modul în care funcționau organele de anchetă în timpul regimului comunist. Vedem astfel că într-un regim totalitar sfera vinovăției este foarte largă, mergând de la acțiuni antisistem, împotriva țării, trădare, sabotaj și așa mai departe, până la criminalizarea celor mai mici comportamente private sau unor fapte penale mărunte. Deci avem disproporție, avem o politizare post factum a tuturor comportamentelor și avem, peste toate, avem abuz. Îl rog acum pe Vladimir Stăneanu să facă câteva comentarii și a făcut niște notițe, după care o să-l rog pe domnul Peter Farr să ne povestească prin ceva din lista sa experiență. Mulțumesc, Adrian. Și mulțumesc colegilor și prezentele de făcute și cred că luminează fenomenul noi ca parte a acestei cosmologie a răului, așa cum a funcționat ea în România comunistă. E foarte bine că se completează, cred eu, excelent prezentarea a lui Lucian Mihai Bucea, pentru că arată prima fază, noi apare prima fază de aceste anchetatori în perioada stalinismului dezlănțuit, dar iată cum în faza a doua se construiesc vinovățile de o manieră la fel de aberantă, ca și în faza a tăi, când dușmanul de clasă era considerat principalul dinamic. Acum apar alte forme de ostilitate criminalizată, numai puțin arbitrare și numai puțin inepte din punct de vedere al justificării legale. Câteva întrebări, pentru că am menționat pe jurul de și un carte respectant sau studiul respectant în Europa. Nu la extrem, cartea și chiar fața de extrem, să privim extremitatea sau ceea ce este extrem, ceea ce este greu de conceput. De noi este, comandantul meu, nu este un comportament care e greu reprezentat, ca și comportamentele de care vor la Auschwitz, ca și comportamentele de care vor la Corma și în alte părți, sunt foarte greu. Prezentările noastre formulează greu pe ceea ce se întâmplă acolo. Și e foarte important să vedem ce tip de criminalitate. Sunt propuneri pentru gândire, deci sunt propuși până la urmă niște reflexii. Pe de o parte este torționarul zeros, pe de altă parte este torționarul cald. Vedem în filmul lui Alexandru Solomon, pe mare de Jav, este torționarul meticulos, pachiat și cu un aer aproape de jovialitate. E o jovialitate perversă, fără dar, dar este, există ceva în noi care lasă impresia de, știu eu, de staroste liniștit și fără probleme. Apoi, de unde vine această ură a noi? Este ură individuală, este patologie personală, subiectivă sau este parte, și aici cred că e important pentru noi să vedem că este partea unei patologii politice. Și răspunsul este clar că vine într-o patologie politică. Dacă citiți discuțiile pe care le are în 67-68, raționalizările, pentru că s-a folosit conceptul de raționalizare, justificările pe care le dă noi, sunt justificări bazate pe ideologia partidului. Este, de fapt, o combinație. Și îmi spunea, cred că, bine, mai de zile trecute, că noi se lăuda, nu că a scris el însuși, ce mai rău filmul de reconstituire. Este anchetatorul estet. Deci este anchetatorul care vrea să facă că a scris scenarii de film. În care îi pune să joace pe cei pe care îi torturează. Trebuie să recunosc că nu știu în experiența țărilor din Est, poate voi fi contrazis, nu știu un caz similar în care să se filmeze cu participarea inculpaților, jucându-și rolurile presupuse, într-un scenariu scris de securitate, și cu enorm, jucându-și el însuși, înțeleg, rolul în filmul respectiv.
N-am auzit de asemenea situație, este sigur că a se repitește, se pare că securitatea română a reușit să dovedească și capacități inovatoare față de modelul sovietic. Este soldat credincios, anchetator extern, militantul pragmatic. Și acum, simplu spus, este perfectul torționat. În legătură cu faptul politic central sau Comisia Patriotilor de Partid ar fi recurs la arestări, poate este adevărat. Chestiunea este că, din punct de vedere statutar, era imposibil acest lucru și atunci de văzut cum justificau ei și statutar acest lucru, că nu făcea parte dintre atribuțiile statutare ale Comisiei Patriotilor de Partid. Dar eu cred că ceva bine ar fi să rugăm domnul Par să ne spună ceva cu vinte, dacă bine voiește, și să dăm cât mai mult o simplă precizare, am găsit la a doua parte a 50 că și UTC-ul este implicat în arestări cu asociindu-se programe represive. Deci este clar că era depășit statul lor. Bun, dacă ne uităm la ceea ce studie unii dintre noi aici, și Cristian Vasile implicat în Caiburge și Caiburge, a fost implicat în acest studiu despre facultatea de filosofie, anchetele începeau la biroul organizației de bază și la OASR și continuau destul de repede. Adică drumul de la ancheta trebuie Tamara Dobrin în cadrul facultății de filozofie, secția psihologie sau secția jurnalistică, până la soțul Tamarei Dobrin în Ministerul de Interne, nu era un drum așa de lung, nici din punct de vedere al transportului fizic, nici din punct de vedere al tipului de anchetă. Documentele mărturie ne arată pe Gheorghe Noiu atât în postura de torționar, bătăuș, implicat de însuși în acte de violență în anii 50 și plângerea penală pe care a depus-o instituția conține numeroase mărturii de acest fel, dar îl vedem pe Gheorghe Noiu și în postura de torționar de birou. Aceasta este postura în care l-a cunoscut domnul Peter Falk și vă rog să ne spun câteva cuvinte. În ziua, mă numesc Peter Fart, mă născut la Sibiu, trăiesc de 30 de ani la Nürnberg, în Germania. Locuiesc întâmplător chiar lângă tribunalul din Nürnberg. Eu, o simplă întâmplare. Am fost arestat în 59, ca elev al liceului Matei Basarab, pentru crimă de organizare împotriva ordinii sociale, delictul fiind scrierea unor manifeste care aminteau de contrarevoluția din Ungaria, îndemnând românii în 59 sau în 58 în toamnă la acțiunea asemănătoare. Am fost urmăriți, detectați prin expertiză grafologică și arestați cu două săptămâni înainte de bacalaureat, în 14 mai 59. Ancheta a avut loc la Uranus, am stat 3 luni în ancheta, am fost procesul l-am avut în 23 august 59, condamnări între 15 și 25 de ani pentru crimă de omertire.